Românii sunt pe locul 2 în Europa când vine vorba despre consumul de alcool. Unul dintre adulți bea câteva pahare de tărie cel puțin o dată pe lună. Medicii atrag atenția că băutura în exces poate lăsa sechele grave, afectând grav creierul. Apare o scădere a capacității de gândire, a capacității de atenție, iar la persoanele tinere, unde creierul încă nu s-a dezvoltat complet, vorbim de copii și adolescenți, apare o întârziere a sistemului nervos central sau o dezvoltare deficitară, a declarat Radu Țincu, medic primar ATI și toxicologie. E unul dintre cele mai rele vicii la un om și care și neacă, în cazul în băutură, la un om terminat pe viață. Cad în depresie și mai sunt și alții care așa s-au împătimit. De când să știu ei, în loc să se ducă undeva să recreeze, se duc în cârciumă direct cu cum se trezește. Asta e un lucru rău. Dăunează sănătății. Să nu bea! Să-i condamneze ceva sau să le facă să nu... De ce la prima oră să consume alcool sau droguri? Sau... Nu sunt consumator, nu m-aș nimeri bine pentru că sunt absolut abstinent la alcool și e foarte rău că România e pe acest loc la consumul de alcool. Oricum noi suntem consumatori din de 2000 și de ani. Bine, ca nație. Da, dar la e vorba de un consum elegant, un consum normal ceva, dar astăzi deja se abuzează și foarte mulți nu putem dezvolta subiectul și datorită faptului că regulile care sunt în societate sunt potrivnice, sunt absurde și foarte mulți oameni din aceste considerente aleargă spre rezolvarea problemei prin alcool. Între 15 și 20 de lei pe săptămână sunt dispuși românii să aloce pentru băuturi alcoolice. Românii sunt întrecuți la consum doar de danezi, unde 38% dintre adulți beau cel puțin echivalentul a 200 de litri de tărie cu o singură ocazie. Pe locul 3 în clasament sunt locuitorii din Luxemburg.